Au plătit pentru camere la preț de lux și s-au trezit în clădiri lăsate în paragină. Asta au pățit 10 de turiști care așteptau cu nerăbdare vacanța de vis de la malul mării. 10 hoteluri din Mamaia, Neptun și Olimp, care și-au primit turiști într-o mizerie de nedescris, au rămas fără nici o stea. Oficialii de la Ministerul Turismului vor putea să pună însă lacătul pe ușile unităților de cazare, doar dacă proprietarii nu depun contestație în instanță. Până atunci, aceștia continuă să primească turiștii care plătesc bani frumoși pentru saltele mucegăite și mobilă veche de 10 de ani. Ești televizorul cu cureci. Aceste imagini au fost filmate de un turist cazat într-un hotel din stațiunea Mamaia. Revoltat, omul a vrut ca inspectorii pentru protecția consumatorului să vadă cu ochii lor condițiile în care se locuiește în vacanță pe litoral. Imaginile sunt desprinse parcă dintr-un film de groază. Saltele mucegăite, clanțe deteriorate și perdele de duș prinse cu scoci ca să nu cadă. Mamaia vede asta. Mamaia a avut perdele astea. Da, anul ăsta au căzut majoritatea tavanelor, dacă vreau. Imaginile incredibile, dar și zecile de reclamații de la turiștii nemulțumiți au ajuns pe masa oficialilor de la Ministerul Turismului, care au plecat în control la malul mării. Corpul de control de la Ministerul Turismului a făcut o listă impresionantă cu deficiențele găsite în aceste hoteluri. Instalații sanitare uzate fizic și moral, mobilier, noptierele, paturile, dulapurile încasate în perete sunt de ani de zile, mochete care miros, parchet neschimbat și câte și mai câte de genul ăsta. Sunt hoteluri în care nu s-au făcut investiții aproape deloc de la Revoluție încoace. Cei care au de suferit sunt însă turiștii care plătesc pentru camere în care aerul este irespirabil din cauza igrasiei, iar așternuturile sunt murdare. A rămas ca de pe vremea anilor 90, la fel. Tot cum știți, așa a rămas. Când am venit ieri, ne ploua în cap. Nu frigidere, nu, absolut nimica, n-a schimbat nimica. Mobilierul cum? Groaznic. Trei camere am schimbat până ne-a convenit. Frigiderul în prima an mergea, în a doua an mergea aerul condiționat și parchetul și mocheta e groaznic. Mobilierul? Noptiere, paturi? Toate sunt vechi, toate. Toate sunt vechi. Condițiile sunt groaznice, urâte, un dulap vechi, antic. Eu n-am mai fost în România de 12 ani pe litoral. Și cum ați nimerit aici? Așa, ne-am hotărât pe ultima 100 de metri și am ajuns. Prețul v-a atras aici? Da. Puteți să-mi spuneți cât ați plătit? 7 nopți, 1000 de lei. Asta înseamnă casă și mic dejun? Cazare? Nu, numai cazare. Atât. Acum cele 10 hoteluri declasificate ar trebui să fie închise. Acest lucru se va întâmpla însă doar dacă patronii nu depun contestație în 15 zile la tribunal. Asta ne-am cazat. Dar retras certificatul de clasificare. Asta înseamnă că trebuie să pună la cât poți. Și noi ce facem? În astfel de situații este clar că poate să opereze în continuare operatorul economic în condițiile în care contestă decizia. În acest caz, hotelul va funcționa în continuare până la sfârșitul sezonului sau până la pronunțarea judecătorilor, cât va dura procesul. Specialiștii vă sfătuiesc să vă alegeți cu grijă hotelurile în care vreți să vă petreceți vacanța înainte să dați banii pentru cazare.